laboratorul de geotehnică din cadrul Departamentului de Geotehnică și Fundații al Universității Tehnice de Construcții București. Alături de mine este șeful de laborator, Manoli Daniel. Ce poți să ne spui despre acest laborator? Bună ziua! Acest laborator, laboratorul Universității Tehnice de Construcții București, datează cu mult înaintea acestei locații, dar cu ocazia unui proiect de cercetare, undeva în jurul anului 2008, au fost achiziționat foarte multe echipamente pentru a dezvolta acest laborator, care este un laborator de geotehnică, care conține și câteva elemente de geosintetice. Laboratorul funcționează sub autorizația Inspectoratului de Stat în Construcții, ceea ce înseamnă că putem să realizăm inclusiv contracte cu terți pentru diferite încercări de laborator. Ce te-a motivat pe tine să devii cercetător și ce te motivează în continuare să faci această meserie? Primul contact pe care l-am avut cu cercetarea a fost practic odată cu un dormătorul meu de diplomă, domnul Manole Șerbulea, cu care am realizat și am intrat în laborator, am realizat primele încercări de laborator pe aparatul de compresiune ciclică, care în momentul respectiv, undeva în 2008, era chiar adus în universitate. Și propriu-zis, lucrarea mea de diplomă a însemnat această dezvoltare a proprietăților, determinarea proprietăților dinamice ale pământurilor, care ulterior s-a transformat în disertație, după care s-a transformat într-o teză de doctorat. Deci ăsta a fost primul contact, ca să zic așa, cu partea de cercetare. După care am intrat în cadrul profesoral al UTCB-ului, bineînțeles cu asistent șef lucrări în momentul de față. Am participat la mai multe proiecte de cercetare cu o diversitate destul de mare. Chiar la unul dintre ele am fost chiar director de proiect. Și, bineînțeles, acest laborator a servit în primul și în primul rând și doctoranților UTCB, care și-au realizat tezele de doctorat utilizând aparatura acestui laborator. Ce te motivează în continuare să... Ce ne motivează în continuare ca să fim cercetători? Întotdeauna, noi fiind ingineri constructori, suntem marea majoritate dintre noi, sunt obișnuiți cu ce înseamnă să faci proiectare, să faci o monitorizare sau să construiești propriu-zis ceva. Partea de cercetare este un pic mai abstractă, ceea ce nu este așa, îți dă un pic mai mult frâu liber al imaginației și al puterilor tale de a realiza ceva. Adică, care este cel mai reprezentativ proiect de cercetare de aici, din acest laborator? Pentru mine, ca să zic așa, cel mai reprezentativ proiect de cercetare, bineînțeles că a fost proiect de cercetare la care eu am fost director de proiect. Proiectul, un ansamblu, a cercetat niște reflectoare pentru scenele sateliților, scene INSAR se numesc. Ca să zic așa, pe viitor, de principiu, să următoarele proiecte de cercetare aș vrea să conțin mai mult partea asta de îmbunătățiri de pământ. Ca și proiecte viitoare, ce vă propuneți aici în cadrul departamentului să dezvoltați în domeniul cercetării? În domeniul cercetării, pe lângă partea asta care deja am menționat-o de pământuri, de stabilizare de pământuri, o să ne propunem și o chestie software, dezvoltarea unor programe dedicate părții de geotehnice și fundații, când mai ales implementarea folosim metoda elementului finit în diferite situații reale. Ok. Mulțumesc frumos!